Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Cred că una foarte importantă este că n-am impus cluburilor o mai mare aplicare pe activitatea de copii și juniori. A doua, că n-am reușit împreună cu Comitetul Executiv și Comisiile Federației la un moment dat să stăpim o anumită comportare a unor președinți de cluburi. Și, eu știu, a treia, că nu știu care să fie, că până la urmă, a treia mare, eu știu, poate că n-am ales întotdeauna cel mai bine antrenorii pe care i-am avut la echipele naționale. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.